Iată, suntem în live în momentul acesta cu noul primar al municipiului Ploiești, domnul Mihai Polițeanu. Felicitări în primul rând. Mulțumesc frumos, bună ziua, salutare tuturor. Haideți să vorbim un pic cum ați primit această veste și care sunt planurile pentru Ploiești. Vă dați seama că am primit-o bine și eu și echipa cu care lucrez. A fost un drum lung, e finalul unui drum, să zicem, inițial de 2 ani, 2 ani și jumătate. Nu a fost neapărat o surpriză pentru mine și pentru echipă. Știam că avem șanse, știam că avem șanse încă din octombrie anul trecut. Sondajele care au fost făcute pe bune au arătat acest lucru și ultimul sondaj făcut pe bune a fost cel făcut de noi în martie 2023, care arăta ca și celelalte două precedente, făcute de fapt de actori diferiți, care nu aveau nicio legătură cu noi, că sunt pe primul loc în intenția de vot a ploieștenilor. Bun, apoi au curs cu tot felul de sondaje false sau mai puțin false, dar noi știam realitatea, nu că o să câștigăm, ci că avem șanse reale să câștigăm alegerile pentru primăria Ploiești. Deci nu a fost o surpriză majoră, să zicem, aoleu, nu am văzut-o pe asta venind, ne-am bătut, a fost foarte, foarte greu, au fost competitori puternici, au fost două partide mari ale României, PSD și PNL, dar împreună grupul nostru de ploieșteni, care au fost foarte determinați și foarte onești în tot ceea ce au făcut în ultimii 2 ani și jumătate, am reușit să batem acest cartel PSD-PNL. Da, ce credeți că a convins ploieștenii să voteze Mihai Contactul Polițeanu? cu cetățeanul. Asta cred că a contat cel mai mult. Contactul cu cetățeanul autentic și onest, că poți să ai interacțiune cu ploieșteanul și să fii fals, să-l minți în față. Noi am avut un contact cu strada, cu cetățeanul ploieștean, timp de, repet, 2 ani, 2 ani și jumătate. Și nu doar că ne-am dus să împărțim niște flyere, așa cum se întâmplă în campanie, și ok, asta se întâmplă într-o campanie electorală, noi ne-am dus acolo în stradă, în cartiere, să ajutăm cetățeanul. Câteodată am reușit, câteodată nu am reușit, dar am reușit, unul, să creăm o comunitate de voluntari care se implică activ și care ulterior a devenit partidul local Mișcarea Noi Ploieștenii, care de altfel va intra în Consiliul Local Ploiești. Și am mai reușit să creăm comunități în cartiere, comunități care funcționează pe baza unor probleme specifice. Dacă vorbim de cartierul Mitic Apostol, ok, vorbim de canalizare și apă curentă. Dacă vorbim, nu știu, de Bereasca, atunci vorbim de locuri de joacă și de curățenie și așa mai departe. Și noi, atunci când am lucrat împreună cu ploieștenii, cu cetățenii, am folosit instrumente de implicare civică, instrumente instituționale de implicare civică, fie că a fost vorba de petiții, de cereri pe legea 544, de participare la ședințele de Consiliul Local. Am scris de altfel zeci de proiecte de hotărâre de Consiliul Local pe care le-am împins în Consiliul Local. La unele probleme am reușit să contribuim la rezolvarea lor. La altele nu, dar ceea ce am arătat oamenilor, unul, că există empatie, că ne pasă, că credem în viitorul Ploieștiului și în misiunea noastră, și oamenii au observat că suntem autentici și că nu mințim. Pe de altă parte, nu am atins, evident, toată populația Ploieștiului și am observat de foarte multe ori că bătălia noastră a fost mai puțin cu PSD și cu PNL, cu Volosevici și cu Iulian Dumitrescu. Bătălia noastră era cu dezamăgirea oamenilor, pentru că oamenii sunt dezamăgiți de politicieni, de clasa politică, nu mai cred în ceea ce spun politicienii și e foarte greu să convingi un cetățean care are o experiență de 34 de ani de corupție și minciună că tu ești altfel. E foarte greu câtă vreme nu mai există încredere. Pentru că tot vorbeam și despre Consiliul Local, este clar că va trebui să formați o majoritate în Consiliul Local. Discursul din campanie și dinainte de campanie a fost anti-PNL și anti-PSD. Cu cine veți face majoritate în Consiliul Local și cu cine nu veți colabora absolut deloc? Am spus foarte clar în campanie și am avut dreptate că PSD plus PNL împreună nu vor avea majoritatea absolută. Și cel puțin rezultatele parțiale arată că nu vor depăși
50% din locurile din Așa. Consiliul Local. Ceea ce creează o posibilitate pentru diferite combinații, pentru că de aranjament politic. Obiectivul politic ideal, din punctul meu de vedere, este trimiterea PSD și PNL în opoziție. Și asta pentru simplu fapt că atunci când o firmă, de exemplu, nu-ți merge bine, te întrebi de ce nu-ți merge bine, te uiți la management, la modul în care este administrată firma respectivă, afacerea respectivă și dacă e de fapt în faliment, atunci schimbi echipa și aduci o echipă mai bună. Asta s-a întâmplat și cu Ploieștiu. Ploieștiu, din păcate, se degradează pe zi ce trece și nu de ieri de azi, de foarte, foarte, foarte mulți ani. Iar cei care au condus Ploieștiu timp de 34 de ani au fost în diferite forme, PSD și PNL. Deci, ideea ar fi ca măcar o tură să stea și în opoziție, dacă nu cumva mai mult, și să îi lase și pe alții. Și asta, de fapt, a fost mesajul trimis de electoratul din Ploiești, prin alegerea mea ca primar independent al orașului. Revenind la matematica electorală, este posibilă construcția unei astfel de majorități, este posibilă, dar nu e neapărat că se va întâmpla. Ei bine, trebuie să ajungem la sfârșitul numărătorii voturilor și rezultatelor finale pentru Consiliul Local și evident vom discuta. Și ultima întrebare, cum va fi perioada până la preluarea mandatului? Care vor fi preocupările? Ce vei face practic? Da, eu voi prelua mandatul de primar al Ploieștiului la începutul lunii octombrie 2024. Deci este o perioadă de 3 luni, pentru că au fost comasate alegerile, în fine, interese politice naționale. Deci 3 luni, eu nu voi fi primar în funcție al Ploieștiului, sunt doar primar ales al Ploieștiului. O să fac o listă de priorități, încă o dată. Biblia, să zicem, pentru cei 4 ani este programul meu de guvernare, care evident va trebui rafinat, îmbunătățit în funcție și de realitățile din cadrul primăriei. Deci va trebui o prioritizare a ceea ce m-am propus pentru Ploiești. Va trebui să văd ceea ce se întâmplă în aceste 3 luni, pentru că, și dau un exemplu, avem o problemă cu expirarea contractului dintre ADI Deșeuri și Rosal și o eventuală continuare a acestui contract. Ori am zis foarte clar în programul meu că nu doresc să mai fim în ADI Deșeuri, vrem să fim independenți de ADI Deșeuri, să avem un contract direct între municipalitate și operatorul de salubritate, indiferent cine este el. Poate va fi tot Rosal dacă răspunde în mod corect unui caiet de sarcini și este avantajos pentru Ploiești. Ideea este să ai control asupra operatorului de salubritate, să-l poți sancționa atunci când nu-și face treaba, mergând inclusiv până la rezilierea contractului. Ori noi acum suntem prizonieri a unui contract colectiv prin această strunțocămilă ADI Deșeuri și nu doresc să se întâmple în continuare acest lucru, pentru că de mai bine de 10 ani noi trăim într-o criză perpetuă a gunoiului în Ploiești. Asta este un exemplu de problema asupra căreia voi fi foarte, foarte atent să nu facă actualul Consiliu Local și actualul primar cine știe ce porcărie. Să înțeleg că vei fi prezent în primărie, nu știu, Da, zilnic. va trebui evident să vorbesc cu primarul în funcție, pentru că nu mă duc să cotrobesc, deci va trebui să discut cu primarul în funcție, să fie de acord, oricum trebuie să discut cu el. O să mai particip la ședințe de Consiliu Local atâtea câte vor fi, sau, mă rog, la una, două dintre ele, pentru că nu vreau să dau o senzație că mă duc acolo, călare peste ei și merg la intimidare, dar o să urmăresc cu foarte mare atenție ce mai fac în aceste luni, pentru că există un risc, având în vedere irresponsabilitatea demonstrată în ultimii 3 ani și jumătate și a Consiliului Local actual și a primarului în funcție, mie fiind practic acum eliberați de orice responsabilitate privind viitorul, pentru că majoritatea fie nu vor mai fi în Consiliul Local sau în cazul primarului nu va mai fi în funcție, mie să nu dea foc la bugetul Ploieștiului sau la cine știe ce mai dau foc pe acolo. Deci am văzut 3 ani și jumătate cât de irresponsabil a fost și în relația cu cetățeanul și în ceea ce privește banul public și am o
teamă în acest sens și o să fiu cu ochii pe ei. Ok, mulțumesc și mult, Mulțumesc mult și eu. succes!